Salutare tuturor, bine v-am găsit! Astăzi suntem în 16 august și vă prezint situația la pepenii din seră. S-au copt, au și căzut pe jos. Nu au crescut cine știe ce, nu sunt foarte mari, dar eu sunt mulțumită, sunt 100% pepeni bio. I-am stropit cu lapte, în amestec cu diverse ingrediente, ulei esențial de eucalipt, echinacea, usturoi macerat de usturoi, de ardei iute, de busuioc. A fost tratați doar cu soluții bio și fertilizați cu soluții bio. În șanț, în momentul în care i-am plantat, am îmbunătățit solul cu gunoi de porumbei și au crescut. Nu pot să spun că nu am avut producție. Iată, avem aici doi pepenași micuți, cei drept, care au căzut, de aceea am filmat acum, pentru că amândoi au căzut pe jos și mai am unul aici care, din păcate, n-a ținut greutatea pe ață și s-a rupt de aici, s-a plecat și eu l-am dirijat în spațiul ăsta și îl las să se coacă aici în grătarul ăsta pe care l-am improvizat noi aici. Am făcut și ciupirea, dar n-am mai filmat. Din păcate, i-am scăpat de sub control, s-au înmulțit aici răstarii, ar fi trebuit să-i mai tai, dar nu m-am mai ocupat de ei în zona asta și, după cum putem observa, s-au cam dus răstarii, ar fi trebuit să vin să fac ciupirea răstarilor, ca să las doar, să zic, maxim 4 pepeni pe fiecare plantă în parte. Nu am mai reușit să mai fac acest lucru, i-am scăpat de sub control. Dar o să fac acum, o să-i tai, spre exemplu, o să mă uit așa la fiecare în parte și o să iau, să văd dacă am mai legat pe undeva pe aici. De exemplu, am aici unul micuț care se pare că este legat și vin să fac întreruperea undeva aici. Pentru că o plantă nu poate să ducă prea mult rod. Asta o îndepărtez. Și la fel procedez cu fiecare în parte. Am aici legat, mă uit să văd unde este și deasupra aici undeva o să fac. Pentru că am doi, după cum putem observa, am unul aici și unul aici. Va trebui să renunț la unul ca să pot să merg înainte cu ăsta mic. Nu știu dacă mai e timp de acum să se mai facă, dar eu nu am nimic de pierdut dacă vin să fac aceste lucrări. Ar fi trebuit să le fac mai din timp, nu am reușit. Și voi continua, bineînțeles. Mai am și acolo, după cum putem observa, s-au lungit, s-au mulțit și aceste operații sunt necesare. Mai avem aici unul format, încă unul aici și rămâne de văzut. Avem încă unul pe aici, pe undeva. Va trebui să vin să curăț în cursul zilei de astăzi. Aici, în acest spațiu, am mai plantat câțiva pepeni galbeni, dar, din păcate, la fel, i-am scăpat de sub control, ar fi trebuit să venim să facem ciupirea. Aici s-au dezvoltat mai bine, sunt aceiași pepeni galbeni pe care i-am pus, aceleași răsaduri, din aceleași semințe am pus toate răsadurile. Dar aici afară s-au dezvoltat mult mai bine, sunt mai mari și mai mari și mai mulți au legat. Dar
din păcate, s-au întins foarte mult și acum ne este foarte greu ca să venim să ciupim, pentru că există riscul să îndepărtăm ce nu trebuie, așa că îi vom lăsa pur și simplu fără alte lucrări. Spre exemplu, acesta s-a copt, dar după cum putem observa, a crescut mult mai măricel, e mai mare. O să-i cântărim până la urmă. Totuși, nu este momentul să-l iau acum, pentru că încă este verde. Îl mai sucesc un pic să se mai coacă și pe partea asta, așa. Și o să-i cântăresc doar pe cei micuți. Ăștia sunt mai măricei. Nu e momentul să-i iau acum. Îi aș mai lăsa să se mai coacă aici la fața lor. Ăsta este cam deformat, așa. Să vedem unde mai avem. Și ăsta e deformat. Nu știu de ce oare ar fi crescut așa deformat. Aici mai avem câțiva, ia privi ce măricel este acesta. Este măricel, n-am idee câte kilograme. O să-i cântăresc când o să-i recoltăm, să vedem cam cât ar avea ăsta. A crescut foarte bine, mai avem încă unul pe aici. Și el a crescut destul de măricel. Dar e momentul să-i recoltăm acum. Așteptăm să se îngălbenească. Și aici la codiță ar trebui să fie mai uscat un pic. În rest, da, sunt foarte mulțumită de rezultat. Felul în care s-au dezvoltat aici. Deci pepenii, dacă e să facem o comparație între cei pe care i-am pus în seră și cei de aici, de afară, ăsta este pregătit de recoltare. E, curios, a fost acoperit de paulonia. Aici mi-au ieșit resaduri de paulonia din rădăcini. Și este curios faptul că e copt, deși a fost acoperit de frunze. Nu pot să-mi dau seama cum. Dar este gata de recoltat. Aici ia priviți la codiță. Se desprinde ușor și pe ăsta îl luăm și îl cântărim. Da, făcând o comparație, este clar că pepenele galben se dezvoltă mult mai bine dacă îl lăsăm pur și simplu așa întins pe teren, în plin soare să se dezvolte. Cei din seră se dezvoltă, dar mai puțin, și mai ales dacă îi și palisăm, au slabe șanse de fructificare. Ați putut observa și voi acest lucru. Acum, haideți să mergem să cântărim acest pepene și celălalt mai micuț, să vedem cam care este diferența, deși aici avem un pepene dublu ca și mărime, deci ne putem da seama cât ar avea și ăsta în funcție de mărime. Este dublu. Mai întâi îl vom cântări pe cel din seră. Avem 654 de grame. Și acum o să-l cântărim pe cel care a crescut afară. Avem 1 kg și 24 de grame. Eu zic că e foarte bine și dacă facem o comparație cu cel mai măricel, care am zis că este dublu la mărime,
Păi bine, acela va avea 2 kg, e clar. Sunt foarte mulțumită și în același timp, făcând o comparație, e clar că e mai bine să punem pepenele galben afară, nu în seră, pentru că nu leagă bine. Ați văzut, din 4 fire am cules 2 pepenași, al treilea e în curs de coacere și ceilalți care sunt acolo, nu știu în ce măsură vor mai avea timp să se coacă, să ajungă la maturitate. Acum vreau să văd cum este ăsta, micuț, la gust. Semințele le-am recoltat dintr-un pepene pe care l-am primit și noi de la cineva din sat, le-a avut undeva în câmp. În urmă cu 4 ani am recoltat semințe și am pus experimental din timp să văd dacă germinează și dacă și produc. E bine, iată, am avut producție, iar acum vreau să văd cât sunt ei de gustoși, dacă au și gust. Culoarea e ok, îmi place. Și vedem gustul. Foarte dulci și zemoși. Delicioși. Foarte buni. Da, o să mai punem și la anul tot din semințele astea, dar o să recoltăm din cei pe care am avut afară, pentru că s-a crescut micuț sărăcuțul. Bun, dragilor, eu vă mulțumesc mult pentru atenție, vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci vă doresc multă sănătate și spor la treabă, la revedere!